Acesta este al doilea an în care în învățământul oltean sunt școlarizați elevi pentru clasa de desenatori tehnici vizată de elevi ce vor să urmeze o carieră în arhitectură și design. Aceasta este unică în județ, iar de 2 ani a fost introdusă în planul de școlarizare al Colegiului Tehnic Alexe Marin Slatina. Elevii s-au putut înscrie până astăzi pentru cele 28 de locuri, iar probele eliminatorii le vor susține la sfârșitul săptămânii. Anul trecut, la această clasă, s-au înscris 14 elevi. Probele pe care le avem sunt două la număr, respectiv probă de percepție vizuală și probă de creativitate. Copiii cu aptitudini sportive pot opta pentru cele 84 de locuri de la liceu program sportiv. Aceștia pot practica unul dintre cele 7 sporturi. La atletism sunt disponibile 14 locuri, fotbal 18, handbal 16, judo 14, lupte greco-romane 10, tenis de masă 10, iar la echipa de volei sunt 2 locuri libere. Trebuie să își dorească să practice sportul de performanță, trebuie să efectueze examenul medical de medicină sportivă și apoi să susțină probele de aptitudini pe care le organizăm în data de 25 mai. Aceste clase fac parte din filiera vocațională, iar pentru a putea fi declarați admiși, este nevoie ca viitorii liceeni să treacă de probele de aptitudini.